Fotografiile lui Jaime Martin Farello sunt inspirate din natură, cultură și de oamenii din județul Vâlcea și pot fi admirate toată luna februarie la Râmnicu Vâlcea, la Teatrul Anton Pan. So as he said, this is the photo exhibition Vâlcea in detail. I am the author of all the pictures. My idea with this exhibition was a little bit to show people Vâlcea County, because sometimes I think it's important to show Vâlcea in Vâlcea also, because sometimes people, let's say, they know about other places in Romania, other places. El, de fapt, a creat această expoziție de fotografie. Fotografiile sunt selectate, sunt realizate de către Jamie, sunt selectate de către el și vrea cumva să transpună ideile sale despre natură, despre protecția mediului prin fotografie și, bineînțeles, să promoveze județul Vâlcea prin fotografie și, cum spunea și Monica, de ce nu să vină și alți turiști mai mult să ne viziteze. I-a venit această idee în cadrul proiectului mai mare, Solidar cu Natură, și unde a creat el un proiect împreună cu alți voluntari, Eco Vâlcea, proiect prin care, v-am spus, transpune prin imagini și prin fotografii ceea ce au vizitat, ceea ce au cercetat, pentru că ei nu au stat doar aici, în oraș, au mers în mai multe comunități, în mai multe zone turistice, în încercarea de a promova județul Vâlcea. Au creat și un site, Eco Vâlcea. Site-ul este în momentul acesta online, dar nu este finalizat, ca să spunem așa, în câteva zile va fi și finalizat și vor putea fi accesate informații acolo despre ceea ce au lucrat ei. Expoziția de fotografie semnată Jaime Martin Farello va fi una itinerantă. Expoziția de fotografie este itinerantă, debutează astăzi aici la Centrul de Informare Turistică. Va fi toată luna, astfel că cine va veni să viziteze centru sau la teatru va putea să vadă fotografia ajutată de Jamie și de ceilalți voluntari. Dar va putea fi această fotografie, începând cu la martie, expusă și în alte instituții, poate Biblioteca Județeană, poate Inspectoratul Școlar sau poate școli publice din județul Vâlcea. Îl felicit încă o dată pe Jamie pentru activitatea depusă, ceilalți voluntari din proiectul Solidar pentru Natură, pentru că și ei au realizat activități de promovare a naturii și de educație ecologică și ceilalți voluntari, pentru că, iată, am ocazia să introduc și alt grup de voluntari care lucrează într-un alt proiect, K2 Solidarity, tot un proiect de finanțare europeană prin Corpul de Solidaritate, voluntari care în această perioadă implementează o campanie media de donare de sânge, pentru că am ajuns la concluzia că este nevoie de donare de sânge și în județul Vâlcea. Ei deja au finalizat aproape campania media și o profite și de ocazia de azi, ziua de astăzi, pentru a lansa această campanie media. Vor urma activități, vizite în comunități, unde vor promova această campanie și vor încerca să convingă câte mai multe persoane să doneze sânge, pentru că este nevoie. Expoziția își propune să promoveze locuri și oameni din județul Vâlcea prin ochii voluntarilor străini care ne vizitează țara.